Un profesor de la Universitatea Australiană susține faptul că studiile conform cărora nu trebuie să ne facem griji în privința riscurilor în cazul consumului de alcool în combinație cu băuturile energizante sunt false. Cercetătorul susține că, în realitate, această combinație ar putea fi mai dăunătoare organismului consumatorilor. Profesorul Peter Miller, care predă psihologia la Universitatea din Australia, susține că studiile referitoare la efectul combinării alcoolului cu energizantele au fost în cea mai mare parte finanțate de Red Bull. 4 din 5 astfel de studii au fost realizate de cercetători care au fost sponsorizați de producătorii respectivei băuturi energizante. Deși studiile au arătat că nu trebuie să ne facem griji în privința riscurilor, acestea nu au analizat decât consecințele unui consum minim de alcool combinat cu energizant, susține profesorul. Nu reflectă realitatea, spune Miller, el fiind de părere că majoritatea celor care combină alcoolul cu energizantul consumă respectivul cocktail în cantități mari. Este grav că publicul are încredere în rezultatele acestor studii. Organizatorii conferințelor ar trebui să le solicite cercetătorilor să declare dacă au primit fonduri de la cei care produc aceste băuturi pentru studii sau dacă au fost sprijiniți financiar de producătorii energizantelor pentru a participa la întâlniri sau conferințe, a declarat profesorul Miller. Studiile referitoare la comportamentul celor care consumă alcool în combinație cu energizant au arătat că respectivele persoane consumă mai mult alcool decât altele. Sunt mai predispuse la un comportament agresiv, se rănesc mai des și sunt tentate mai mult să se urce băute la volan. 3 studenți din 4 din Europa sau din Statele Unite consumă alcool în combinație cu energizant, relatează monitorul de Cluj.ro.